Cine macelarul? Macelarul! Bine, rol pe el nu-l cunosc, bă. Macelarul! Macelarul! Bă. Mamă, dar cât să se aici, ești nebun la cap. Ce mă, să trage? Justiție pentru Călin! Justiție vărule, pentru Călin! Călin! Stai! Să vină poliția să ne spună ce măsură a luat în privința exact! N-a făcut nimic! Să plecăm în poliția! Să vină poliția aici! Ce mai poate să nu ești la jandarmerie! Alo! Unde-i poliți? L-a pus pe Ceaușescu, mă, acum. Cine ne dă? Toți! Sunați la poliție să vină aici, să ne dea explicații! Sunați la poliție să ne dea explicații! Haideți să chemăm poliția, să dea explicații ce mă mă scrieți în apeluri acolo, vrem explicații! E puțin haos, dacă mă întrebați cum e. La sală, eu m-am retras mai spate, că nu n-au nimic, mă întorc. Libertate! Vamos să vedem aici un pic mai coace. Toată lumea pune acolo la apel. Pentru Eng Măcelaru. Ăla vorbește. Măcelaru, Măcelaru, Bă. Mamă. Mamă, zici că sunt în galeria lui Dinamo. Nu. Scuze. Bă, dar tu faci cam la Madrid. Vă dăm la buie. Să spui treaba asta la... Dreptate. Tu ești haosul în orașul ăsta. Dreptate. Tu ești sărăcin în orașul ăsta. Și oamenii ca tine. Când te prinde, vrei să sărim peste baricada asta? Dreptate și justiție. Sunt ca îngrijoși, domnul Steaua. Nu mai pune cale. Alo! Păi, nu Steaua, băgați. O sugestă către băiatul ăla, dacă a ajuns la videoclipul meu, dă-ți microfonul mai încet, că urle și mai mult zbier, nu... Da. Mă, să vezi. Justiție pentru Călin! Justiție pentru Călin! Cine e Călin? Justiție pentru toți civilii din acest oraș! Pentru toți civilii omorâți! Pe nedrept! Gata, mă, 40 de ore am făcut și eu pe server. Dreptate pentru Măcelaru! Bă, stai mă că cep să bată, ești nebun? Ale pe ăsta, Naruto. Bă, rupe-te-l! Mamă, uite-te! Bă, de bun! Ai tot zbubel! Bă, tras mâni el! Priți-li! Pe burtă! Mamă, cu metre. Mă. Bă, loc stai liniștit. Intre cu mașinile pe ăsta. Doamne. Care mai e mort? Mai e mort careva? Nu, nu. Da. În afară de tine. Se mor de fete. Bă, iară vine ăla, mă, ești nebun. M-a făcut pițarul, m-a tras puțin pe rata. A fost unul călcat acolo, mai acolo. Poți să dai apă și mâncare? Dude, știi că m-au făcut și pe mine tetatrahapi, nu? Adică dacă o stau pe efectivul în gel... Aveți curăție și voi o apă? Hai că-ți dau eu. Mă scuz, mușchiul greșit din greșeală. Scuze. Stai. Hai la mine că-ți dau eu. Mersi.
M-a scos. Păi nu, așa dau eu. Hai, dai. Ce bă, ce faci, bă? Păi, ce fac? Prima dată... Mersi. Fii sănătos. Închisoare, pânghiați. Ce-ți, bă? Justiție! M-a dat direct bala ăla, ești bun? Băi, ce facem, domnule? Orașul nimănui e aici. Ce faci ăla, mă, cu... Dacă vreți! Mască de-aia de Franklin? Eng, mă, celaru! Frankenstein, de fapt. Mamă. Da, bă, oricum e nebuneală, nu se înțelege nimic, scad pe PS-urile. Hai că am plecat și eu. A, stai! Nu se mai înțelege chiar nimic. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, nu-l cunosc pe băia, dar... N-au roleplay, nici OC, nici roleplay... Mă rog. E un pic cam interesant, știi? Ce mă mândră acum? Se aude vocea după. Am înțeles, mă. Cât m-am, o pizza. Hai să ne facem noi job-ul și... Ma. Da. Asta e, frate, altul nu dă nici atâta. Rene, mă. Cred că ați mai văzut, dacă... Na. Altul nici atâta nu dă. Ce vreau să zic, bă, sper că v-am făcut un micul protest, hai că am făcut și 40 de ore, în sfârșit, o să merg încetul către gara și cam atâta tot. Către gara, mă duc să îmi iau mașina mea, că, na, bă, dar de ce să aud, mă, voce, ești nebun? Hai să podăm rapid către garaj, ce mâine zi, de a ne jucăm. Numai atât, sper să ajung întreg până acolo. Ce-a făcut asta, mă? Ai, volam pe, da, mă, volam pe dreapta, mi-a dat. Asta e. Bă, dar și ăla, mă, am sincer, dacă ați venit aici să faceți troll, mă asumați-mi bă banul, după aia nu mai scrieți la fondator în privat, mă înțelegi? Da, nici dacă te înjură sau chestii de genul, să ai mașină, să dai peste ei, nu mi se pare chiar roleplay deloc, știi? Da, în viața reală se mai întâmplă. Să întâmplă foarte multe chestii în viața reală, deci, na. Și asta nu înseamnă că, vezi, acolo în viața reală nu ești banat, ești băgat în pușcărie, ești cam atâta tot, știi? Da, ideea vorbi de faza asta cu, știi? A, bine că la mulți nene cam interesează, să fiu sincer. Nu, vezi tu, când ai avea un exemplu chem să te joci, da, pe server aici, nu poți din cauza că ai ban, că s-a întâmplat o altă chestie, știi, și de atunci, ce mă, ăsta nu a fost încuiat, a, dar nu pă, da, am înțeles că e acolo la mine. Bun, hai să, să oprim aici la cazinul. Am uitat în partea cealaltă, ne oprim, dar am de data asta eu venit timpul la casino. Opa, stai că am uitat pe nimeni după. Ce zic, bă, sper că ți-a plăcut live-ul, episodul. Te mai aștept, ne vedem pe TikTok tot timpul. După săptămâni pe undeva pe la 4, după masa.
și sâmbătă duminică, n-am mai mult. Așa că te-am pupat, nu uita de butonul de like și subscribe și ne auzim pe server, roleplay desigur. Pa, pa!